Bună seara, iată ne ajungi din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Este o plăcere imensă să am privilegiu de a mă adresa dumneavoastră pe calea undelor, încă o dată, așa cum știți. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Liviu Tudoroiu și doresc să vă invit să facem o incursiune în lumea Cuvântului Dumnezeu sub egida unui subiect care poartă titlul Războiul Umbrelor. George Orwell, în 1984, avea o viziune destul de pragmatică cu privire la ce se va întâmpla în viitor. În vremuri ale înșelătoriei universale, a spune adevărul devine un act revoluționar. Iată că vremurile pe care le anticipa George Orwell au sosit. Trăim într-o lume destul de bulversată, în care noțiunea de încredere este destul de contestată. Deși ni se recomandă pe calea undelor în fiecare zi, dimineața, seara, la prânz, după amiaza, prin intermediul presei, ca să avem încredere în cei care ne conduc, lumea are această tendință de a suspecta orice mesaj care ne este transmis. De aceea subiectul nostru este intitulat Războiul Umbrelor. Când logica umană se blochează, banii intersectează interesele celor din umbră. Și până la urmă, se merită să investim în acest cuvânt numit încredere. Cu cel puțin 4 luni în urmă, lumea noastră era cufundată într-un întuneric grozav. Astăzi suntem într-o plină desfășurare de lumină, de dragoste, de iubire și lumea noastră este o lume perfectă, ideală, absolută, se merită să crezi tot ce auzi. Nu pare ciudat că dintr-o dată lumea ne vrea binele? Presa ne vrea binele, industria farmaceutică la fel ne vrea binele. Sunt lideri care ne iubesc atât de tare încât chiar doresc să-și dea și viața pentru noi. Trăim într-o lume în care răul a murit și chiar a dispărut cu totul. Singurii criminali care sunt vinovați astăzi sunt cei care sunt periculos de sănătoși, aceia care te îmbrățișează, noi numim în lumea medicală asimptomatici. Ei nu iau virusul, doar îl cară, așa că uite că agentul uman dintr-o dată a devenit teroristul tăcut. Lumea în care trăim este o lume ideală, o lume a frumosului, a binelui absolut, o lume în care corectitudinea excelează de la cel mai nesemnificativ cetățean al patriei până la cel mai înalt conducător al statului. Corectitudine, cinste, valori deosebite, toată lumea spune adevărul indiferent de consecințe. Trăim într-o societate cu o morală din cele mai excelente, din cele mai ridicate, o societate în care știința ne vrea binele și știința joacă rolul de Dumnezeu. Știința niciodată nu fabulează, știința niciodată nu minte, știința are dreptate. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar, din nefericire, tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Probabil că și Pavel s-a îmbolnăvit de teoria conspirației. Probabil că și Pavel a dezvoltat fobii și frici că cineva îi vrea răul. Dar cuvântul sacru, dragii mei prieteni, nu minte niciodată. Și omul materialist, omul iubitor de bani, crede în ceea ce se vede. Omul este și lăudăros. De ce? Pentru că omul este îndreptățit de propriul merit. Mai suntem și trufași. Avem o mândrie oarbă, suntem și hulitori, bagiocorim adeseori ceea ce nu cunoaștem. Suntem și neascultători de părinți, lipsiți de cei 7 ani de acasă. Mai suntem și nemulțumitori, când deschidem gura, otrăvim atmosfera cu negativismul nostru. Mai suntem și fără evlavie, fără valori, fără idealuri, fără dragoste firească.
adică dezumanizați, neînduplecați, nu primesc sfaturi și sugestii, sunt încăpățânat. De ce sunt oamenii neiubitori de bine? Pentru că au trecut de partea forțelor întunericului. Oamenii mai sunt și vânzători, adică fără scrupule, oportuniști, obraznici, au tupeu și n-au nici măcar eleganța bunului simț. Îngânfați pentru că sunt deconectați de realitate și doresc ca să aibă ultimul cuvânt în toate circumstanțele vieții. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, adică trăiește clipa, suntem o societate orientată emoțional. Și până la urmă concluzionează Apostolul Pavel, având doar o formă de evlavie, lipsiți de autenticitate, oameni cu iz artificial. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această inteligență emoțională, noi spunem simț interior, această abilitate de a simți pe cel de lângă noi dacă ne împărtășește artificialul sau dacă este într-adevăr un om autentic. Spre exemplu, trec pe lângă cineva grăbit, în lumea mea pierdut, în gândurile mele și grijile mele, dar respectul și protocolul mă îndeamnă să spun: ce mai faceți? Bună ziua! Cum sunteți? Iar cetățeanul căruia i-am adresat această urare se uită în ochii mei, simte artificialul din mine și mă întreabă: ce mai fac? Chiar vrei să știi? Oh, nu, 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 mulțumesc, doar am spus așa, sunt întreagăt. Povesteam data trecută în contextul subiectului blestemele lui Goliat despre o idee care capătă contur din ce în ce mai profund în lumea noastră, în societatea națiunilor, și anume socialismul. Socialismul este cuvântul magic care unește lumea într-un ideal absolut cu unic și comun. Cineva a avut decența să scrie pe Twitter o traducere a cuvântului socialism sau acest bine comun, când toată lumea trebuie să împărtășească bunurile personale. Morgan Chambers scrie pe Twitter o definiție interesantă, practică, a ceea ce socialismul înseamnă. Dacă vrei să faci din copiii tăi niște socialiști dedicați, atunci pune-i să spele vasele la bucătărie, promițându-le $10. Când au terminat, le dai cei $10, după care le ceri înapoi 7, ca să dai celorlalți copii ai tăi care nu au spălat vasele împreună cu frații lor. Ei îți vor răspunde că nu e drept, iar tu le vei spune că nu este drept, dar acesta este socialismul. Chiar Vaticanul este preocupat de socialismul global. Într-unul din publicațiile L'Osservatore Romano există un articol, The Project for a New World, în care se spune: Papa Francisc poate juca un rol important acum și îl rog să și-l asume cu fermitate ca să ajungem in a new world, adică într-o lume nouă, va trebui să reinventăm sistemul economic dându-i o orientare socialistă. Cei de la Roma sunt foarte încântați de conceptul acesta socialist, și anume a lua de la cei care muncesc și a oferi celor care refuză să muncească. Ca să fiu distinct și clar, sunt convins că trebuie să-i ajutăm pe bătrânii care nu pot munci. Sunt convins că trebuie să-i ajutăm pe oamenii care au handicap. Sunt convins că trebuie să-i ajutăm pe copilașii noștri să crească, să investim în ei. Sunt convins că trebuie să ajutăm pe cei bolnavi. Dar în același timp, dragii mei prieteni, sunt convins că unul dintre cele mai mari pericole care paște societatea mondială este această injustiție care este definită de proverbul românesc: în boul în care trage la jug, tot în ăla se dă cu biciul. Dragii mei, făcând aceasta, societatea se va prăbuși în mizerie, în corupție și autodistrugere totală. Lumea trebuie să declare vaccinul binele comun, spunea același autor. Am făcut un apel scris la care mulți oameni importanți din întreaga lume, lideri ai lumii, l-au consemnat, au subscris. Mai fac din nou acest apel prin intermediul tău ca să forțez, se referea la Papa de la Roma, ca să forțez guvernele lumii să producă o astfel de declarație cât de curând posibil. Fă din vaccinul COVID-19 parte din binele comun global. Această exprimare, binele comun, este
întrepătruns cu ideologia politică a socialismului și are reflecții și are și conotații și valențe religioase. În respectarea libertății religioase și a binelui comun al tuturor, creștinii ar trebui să urmărească recunoașterea duminicilor ca și zile sfinte ale bisericii, dar și sărbători legale. Deci aici mă opresc și aș vrea să fac o declarație cu tot respectul față de lumea de bine, frățiorii mei scumpi și dragi, care merg la biserică și își aduc rugăciunile, își aduc recunoștința lor în fața Tatălui nostru din ceruri și în fața Domnului Hristos, cu toată sinceritatea, cu toată evlavia, cu toată dorința sinceră a inimilor în ziua de duminică. Am tot respectul pentru dumnealor. Întrebarea este, de ce Biserica Romano-Catolică dorește să facă o lege forte, un decret, ca să-i facă și pe ceilalți din jur să împărtășească aceeași gândire și să urmeze pe aceeași cale dictată de acest catechism catolic? Dacă dumnealor au această libertate frumoasă de a alege o zi de odihnă din șapte să se odihnească și să aducă prin osul recunoștințelor dumnealor Tatălui nostru din ceruri, de ce oare evreii sau cei care țin sabatul nu au și ei dreptul să se închine lui Dumnezeu în deacord cu dictatele propriilor lor conștiințe sau lumea arabă, prietenii noștri musulmani, să aibă dreptul să se închine și ei vinerea, așa cum o fac de obicei? De ce trebuie dat un decret mondial, de ce trebuie făcută o lege civilă mondială dintr-o lege religioasă, dintr-o doctrină religioasă? Aceasta este greu de înțeles. Aici suntem în Roma și observați, capul șarpelui este arhitectura perfectă a capului șarpelui, de unde episcopul de Roma transmite mesajul său lumii. Există trei cuvinte magice: socialism, legea duminicală și vaccinul. Bineînțeles, toate aceste trei în numele unui evantai frumos colorat numit binele comun. Totul trebuie judecat de la cauză la efect. Aceasta este cea mai sănătoasă formă de gândire pe care un cetățean onest cu sine însuși și onest cu alții poate să o aibă. Vreau să dau la o parte cortina din spatele războiului umbrelor și să deschid o ușă care nu mi este permis să o deschid. Unul dintre marii protagoniști ai noii ordini și ai globalizării se numește Klaus Schwab. Face o declarație la Forumul Economic Mondial undeva în Elveția și dânsul spunea: acum este momentul istoric al timpului, numai pentru a combate virusul corona, dar și pentru a modela sistemul. Tot dânsul făcea o declarație: pandemia reprezintă o ocazie rară, o fereastră întredeschisă pentru această oportunitate de a reflecta, a reinventa sau reimagina și a reseta lumea noastră. Observați, dragii mei prieteni, expresia tipică pe care o folosește Klaus Schwab, o fereastră întredeschisă. Aceeași expresie este făcută de prințul Charles, care spune: avem o fereastră de oportunitate unică, dar care se micșorează rapid, pentru a învăța lecții și pentru a ne reseta pe o cale mai sustenabilă. Însă există alte forțe în acest război al umbrelor, forțe care sunt cunoscute mai mult sau mai puțin. La Forumul Economic Mondial a fost invitat și, bineînțeles, contestatul lider al Statelor Unite, în persoana domnului Donald Trump, care făcea declarații diametral opuse, fiind probabil percepute ca atac frontal împotriva celor care se închină cabalei, se închină puterilor întunericului și au exclus lumina prezenței lui Dumnezeu din viața lor. Cel puțin acest om, care nu este un sfânt nici pe departe și nu este un om perfect,
are decența să recunoască prezența lui Dumnezeu în contextul discuțiilor despre ecologie și mama natură. Ne-am angajat să păstrăm maestatea creației lui Dumnezeu și frumusețea naturală a lumii noastre. Dar pentru a îmbrățișa posibilitățile de mâine, trebuie să respingem profeții pereni ai sfârșitului și predicțiile lor apocaliptice. Deci, ce spunea domnul președinte? Ne-am angajat să păstrăm maestatea creațiunii lui Dumnezeu și frumusețea naturală a lumii noastre. Ei sunt moștenitorii, ghicitorii nebuni de ieri. Îi avem și noi, îi aveți și voi și vor să ne vadă că o ducem rău, dar să nu-i lăsăm să se întâmple aceasta. Au prezis o criză de suprapopulare în anii 60, înfometare în masă în anii 70 și sfârșitul petrolului în anii 90. Acești alarmiști cer întotdeauna același lucru, puterea absolută de a domina, transforma și controla fiecare aspect al vieții noastre. Nu vom lăsa niciodată socialiștii radicali să ne distrugă economia. Dumnealui este convins că totalitarismul unei noi ordini mondiale exclude posibilitatea individului de a citi Scriptura, de a se închina lui Dumnezeu în deacord cu dictatele propriei conștiințe. Este interesant că marele autor de carte, Ellen G. White, a făcut aceeași declarație cu 140 și ceva de ani înainte de domnul președinte Donald Trump, în care spunea că conducătorii lumii de astăzi au asupra lor brandul anticristului și sunt dispuși ca să conducă sau să ruineze. Este practic aceeași declarație, numai că dumnealui o face cu 140 și ceva de ani mai târziu. Sigur că reacțiile n-au întârziat să apară, iar oamenii care sunt super influenți și bogați n-au întârziat să facă declarații contrare. Umbrele au început să iasă din spatele cortinei și să facă și ele declarații de senzație. Multimiliardarul Soros în Bloomberg News: consider administrația Trump un pericol pentru lume, a spus Soros, potrivit Bloomberg News, dar consider că este un fenomen pur temporar, care va dispărea în 2020 sau chiar mai devreme. Observați, această declarație este extrem de subtilă. Deci în 2020, acest miliardar garantează că imaginea capitalismului american sau imaginea libertăților pe care Statele Unite le promovează vor dispărea și America va vorbi ca un balaur, așa cum vrea domnul Soros și așa cum este profetizat, anticipat de Dumnezeu în Cartea Apocalipsei, capitolul 13. Dar o altă declarație mult mai incitantă este poate chiar mai devreme. Mă rețin să fac vreun comentariu, dar dumneavoastră care sunteți oameni inteligenți, puteți citi printre rânduri declarația pe care domnul Soros a făcut-o. Manipularea este sau nu o știință? Și dacă da, o găsim în Scriptură? Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii și fiul pierzării. Deci, expresia apostolului Pavel cu privire la manipularea în viitor se găsește în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească, nimeni să nu vă manipuleze într-un fel. Apostol Pavel spune că există mai multe feluri de manipulare, de amăgire, de și retenie. Așa că Biblia este destul de transparentă cu privire la manipularea globală pe care o vedem astăzi. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să fac un pas mai departe. În cartea lui Matei, capitolul 27, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dacă preoții cei mai de seamă și bătrânii n-ar fi manipulat poporul să ceară pe Baraba, istoria ar fi fost scrisă altfel? Eu cred că da. Nici măcar Pilat nu înțelege războiul umbrelor. Nu înțelege că dincolo de ce vede, dincolo de țipătul, strigătul, agitația acestor protestatari, în ghilimele, se află o grupă de indivizi dintre cei mai respectați în societate, care în mod inteligent au produs o manipulare emoțională și intelectuală într-o așa manieră că însuși Pilat nu poate să negocieze nimic cu această gloată manipulată. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit.
Observați, marele judecător roman Pilat încearcă să invite gloata manipulată pe un teritoriu al rațiunii, al bunului simț și al negocierii inteligente. Știți, dragii mei prieteni, că manipulatorii aceștia, oamenii care au mai mulți bani decât dumneavoastră și mine la un loc, oamenii ăștia nu sunt fericiți. Ce se întâmplă cu manipulatorii? Ce se întâmplă cu protagoniștii care doreau o nouă ordine mondială pe vremea Domnului Hristos? Și care sunt sentimentele care îi încearcă pe dumnealor după ce și-au adus la îndeplinire scopul? Cu toate acestea, preoții și conducătorii nu erau liniștiți. Ei și-au adus la îndeplinire scopul dând pe Hristos morții, dar n-au avut sentimentul biruinței pe care o așteptaseră. Chiar în ceasul aparentului lor triumf, erau chinuiți de îndoieli cu privire la ceea ce urma să se întâmple. Auziseră strigotul, s-a sfârșit! Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ei au văzut cum s-au sfărâmat stâncile, simțiseră cu tremurul cel puternic și erau neliniștiți și tulburați. Domnul Soros, domnul Bill Gates, alți domni care sunt în umbră, dincolo de cortină și care se luptă cu Dumnezeu, fără ca noi să observăm, vor avea aceleași sentimente și vor fi urmăriți de aceleași gânduri. Nu vă amăgiți, dragii mei prieteni, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Răzbunarea despre care preoții gândiseră că avea să fie atât de dulce, ajunsese deja să fie amară pentru ei. Erau conștienți de faptul că întâmpină mustrarea aspra poporului. Știau că tocmai aceea pe care i-au ațățat, tocmai aceia pe care i-au manipulat împotriva Domnului Hristos erau acum îngroziți de fapta lor rușinoasă. Acești preoți încercaseră să-i facă pe oameni să creadă că Iisus este un înșelător, dar fusese în zadar. Unii dintre ei stătuseră lângă mormântul lui Lazar și văzuseră pe mort readus la viață. Ei, acești manipulatori, au tremurat de teamă ca nu cumva Hristos să învie din morți și să se arate iarăși înaintea lor. Citiți cartea Apocalipsei și vedeți care este rezultatul încăpățânării, frustrării și vrăjitoriei pe care astăzi oamenii din culise o practică crezând că Dumnezeu nu vede, n-aude și nu citește planurile lor. Subiectul de astăzi poartă titlul Războiul Umbrelor, dar să nu uităm, dragii mei prieteni, că Dumnezeu cunoaște, vede, știe, notează totul dincolo de cortină. Orice acțiune făcută de acești oameni în culise este cu credincioșie notată de îngerii lui Dumnezeu care sunt prezenți în consiliile acestor domni. Fauci, Bill Gates, Soros și alții, îngerii lui Dumnezeu vă văd și știu cine sunteți și ce faceți. Poate că dumneavoastră vă puneți o întrebare, dragii mei prieteni, de ce îngăduie Dumnezeu ca astfel de oameni să conducă lumea? Este din același motiv în care Domnul Hristos a spus, astăzi este ceasul și puterea întunericului. Ei fuseseră geloși pe Hristos pentru influența pe care o avusese asupra oamenilor cât trăiesc. Erau geloși pe El chiar și după ce murise. Se temeau de Hristos cel mort cu mult mai mult decât se temuseră de Hristos cel viu. Se temeau ca nu cumva atenția poporului să fie în continuare îndreptată spre evenimentele ce au avut loc la răstignirea lui. Se temeau de rezultatele lucrărilor din acea zi. El spusese că avea să învieze a treia zi și cine putea spune că și acest lucru nu va avea să se împlinească? Acești conducători de pe vremea Domnului Hristos, preoții, cărturarii și oamenii cu influență, ei doreau să înlăture aceste gânduri, dar nu puteau. Asemenea tatălui lor, diavolul, ei credeau și se cutremurau. Acum, când nebunia exaltării trecuse, imaginea lui Hristos se le pătrundea tot mai puternic în minte. Ei îl priveau așa cum stătuse senin și fără să se
plângă în fața vrăjmașilor săi, suferind fără să murmure batjocurile, maltratările lor. Toate evenimentele judecării și crucificării lui le vedeau în minte cu o putere de convingere copleșitoare că el era Fiul lui Dumnezeu. Aveau simțământul că în fiecare clipă el ar putea să stea înaintea lor, acuzatul să devină acuzator, condamnatul să condamne, cel ucis să ceară dreptate prin condamnarea lui la moarte a ucigașilor săi. Dragii mei prieteni, acesta este adevărul despre oamenii care l-au crucificat pe Domnul Hristos. Trăim într-o lume, trăim într-o era a morții. Dacă mă veți întreba, vor muri oameni? Vă voi putea spune cu tristețe, da, câți? Nu știu. Nu știu nici eu dacă voi trăi până la capăt. Nu știu nici eu dacă vom fi în viață când Domnul Hristos va veni. Este un principiu unanim recunoscut, universal în lumea creștină, că nedreptatea, injustiția, crima care s-a petrecut cu Domnul Hristos împotriva lui, s-a repetat cu urmașii lui în timpul lui Nero, s-a repetat cu valdenzii în tot timpul evului mediu și se va repeta, dragii mei prieteni, cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ la sfârșit. Înainte de revenirea Domnului Hristos, puținii rămași credincioși ai lui Dumnezeu, eu nu-i cunosc, nu sunt eu Dumnezeu, eu sunt doar un om, dar sunt convins că Dumnezeu va avea un popor, Dumnezeu va avea un grup de credincioși care vor dori mai degrabă să moară decât să compromită și nu și-au iubit viața până la capăt. Ceea ce vedem în 6.000 de ani de istorie în lumea noastră nu este altceva decât repetarea aceleiași pelicule cinematografice din nou și din nou cu fiecare generație de oameni. Câtă diferență între cum a tratat Iisus pandemia păcatului și abordarea rece și sinistră a acestor umbre care conduc lumea de astăzi în culise. Niciodată nu atrăsese Hristos atenția unui număr atât de mare de oameni când El se afla în mormânt. După obiceiul lor, aceștia își aduceau bolnavii și suferinzii în curțile templului, întrebând, cine ne poate spune unde este Iisus din Nazaret? Mulți erau veniți de departe ca să-L caute pe acela care îi vindecase pe bolnavi și îi înviase pe morți. Din toate părțile se auzea strigătul, vrem pe Hristos Mântuitorul, vrem pe Hristos Vindecătorul, mâinile prietenoase ale lui Iisus din Nazaret, care n-au refuzat niciodată să atingă cu vindecare lepra cea dezgustătoare, erau acum încrucișate pe piept. Mulți apelau la preoții cei mai de frunte și la conducători pentru ajutor și înțelegere, dar în zadar, după câte se vedea, erau hotărâți să-L aibă din nou pe Hristos printre ei. Cu stăruință neobosită întrebau de El, nu puteau să fie făcuți să plece, dar au fost alungați din curțile templului de soldați, care au fost postați la porți, ca să nu lase să intre mulțimea care venea cu bolnavi și murimbunzi. Suferinzii care veniseră să fie vindecați de Mântuitorul se simțeau zdrobiți în deznădejdea lor. Străzile erau pline de jale, ca și astăzi, dragii mei prieteni. Bolnavii mureau din lipsa atingerii vindecătoare a lui Hristos, ca și astăzi. Medicii erau consultați în zadar. Nimeni nu avea puterea aceluia care zăcea acum în mormântul lui Iosif. Strigătele de jale a celor suferinzi aduceau în mintea a mii de oameni convingerea că o mare lumină pierise din lume. Fără Hristos, pământul era negru și întunecos. Mulți dintre aceia a căror voce făcuse să crească strigătul, răstignește-l, răstignește-l, își dădeau seama acum de nenorocirea ce căzuse asupra lor și ar fi strigat cu aceeași râvnă, dați-ne pe Hristos, dacă El ar mai fi fost viu. Acești preoți și conducători au fost chemați de către oameni inteligenți să explice profețiile Vechiului Testament cu privire la Mesia și în timp ce încercau să răspundă ticluind o minciună, ajungeau să-și iasă din minți. Ei nu puteau explica profețiile care arătau spre suferințele, moartea lui Hristos și mulți dintre cei care întrebau erau convinși că scripturile
se împliniseră. Acesta este principiul care se va împlini și va încheia istoria acestei lumi cu ultima generație de oameni care va locui pe pământ. Creștinii autentici, cei care consideră cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate și nu citesc Biblia pe sărite, ci iau cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și îl pun în practică și în inimă. Poporul lui Dumnezeu este cel care va suferi la sfârșit de cale. A fost un moment în care apostolul Pavel a predicat Evanghelia romanilor și se pare că iudeii care au lepădat pe Dumnezeu și pe Domnul Hristos erau geloși și s-au apucat să instige lumea la ură împotriva apostolului Pavel. Dar iudeii care nu crezuseră, din pismă, au luat cu ei niște oameni de nimic, din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Această declarație scripturistică arată foarte clar că dacă ai bani și puțină înțelepciune, poți să aduni o gloată și să le dai numele de protestatari, oameni, zice Biblia, de nimic. Nu eu declar aceasta și nu am autoritate să disprețuiesc nicio persoană de pe pământ, chiar și acești oameni de nimic. Dar ce se scoate în evidență prin această declarație este că oamenii pot fi manipulați. Iudeii care nu crezuseră în Domnul Hristos, de pismă, din invidie, au luat cu ei niște oameni de nimic, din mulțime, au format o gloată și au întărătat cetatea. Versetul acesta reprezintă un videoclip extrem de dinamic, de viu, de mișcător, care arată viteza de manipulare într-o societate care nu are acces la informație. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Asta este crima lui. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat. Nu e cezarul. Dar cum îl cheamă? Îi spun Iisus. Aceasta este marea provocare a ultimei generații, dragii mei prieteni. Cezarul de la Roma sau Iisus Hristos, care a fost mort și înviat și care va să vină cu mărire. Niciun om care a ales să trăiască pentru Domnul Hristos nu se teme să moară, pentru că viața lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta este marea problemă. Acești oameni care au răscolit întreaga lume au venit să predice Evanghelia și aici. Toți lucrează împotriva împăratului. Nu era adevărat. Creștinii n-au fost niciodată vocali împotriva împăratului, împotriva cezarului. Erau declarații acuzatorii care aveau să pună capăt vieții acestor oameni credincioși în curând. Există un alt clișeu profetic care scoate în evidență actorii, forțele din spatele cortinei care luptă împotriva binelui și influenței Duhului Dumnezeu pe pământ prin intermediul urmașilor săi. O căsătorie care pentru creștini, pentru poporul Dumnezeu, a fost o căsătorie nefericită. De căsătoria lui Ahab, simbolul statului sau guvernului necredincios, și a Izabelei, simbolul bisericii apostaziate, care a contaminat Israelul cu o religie falsă, idolatră, a sacrificiilor umane. Totul este scris în Scriptură, dragii mei prieteni. Și în timp ce hlăpărețul Ahab, statul, dorea via lui Nabot, supăra pe viață că Nabot, credinciosul lui Dumnezeu, a spus: eu nu pot să vând moștenirea părinților mei. Există un simbol aici, via lui Nabot reprezintă învățăturile sacre ale cuvântului Dumnezeu care nu sunt de vânzare. Comoara de preț a sufletului care iubește pe Domnul Hristos. Această comoară, Hristos în voi, nădejdea slavei, nu este de vânzare și nu va fi de vânzare niciodată. Pentru acest motiv, Nabot a fost condamnat la moarte printr-o manipulare criminală a femeii Izabela, care nu este altceva decât simbolul bisericii Evului Mediu și nu este altcineva decât femeia care preia controlul statului și guvernelor lumii pentru a da decrete și pentru a semna în numele țărilor respective. Haideți să citim. Și ea, adică Izabela,
a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Observați, dragii mei prieteni, Izabela, în mod neautorizat, scrie scrisori în numele lui Ahab. Asta înseamnă impostură, corect? Pentru că Izabela nu era Ahab, dar oamenii cetății trebuiau să fie induși în eroare că autoritatea scrisorii nu era autoritatea bisericii, ci era autoritatea statului respectiv. Și pecetea era pecetea lui Ahab, nu era pecetea bisericii. De aceea, dragii mei prieteni, avem în catechismul Bisericii de la Roma această declarație. Nu numai că trebuie să păstrăm duminicile, dar ele trebuie să fie susținute, împuternicite ca legi civile date de marele Ahab, de marele stat, împotriva conștiinței altora. Iată ce a scris Izabela în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Și apoi, Ahab, ai via pe care ți-ai dorit-o atât de mult. Tehnici de manipulare la cel mai înalt grad, practicate în Vechiul Testament, tehnici de manipulare preluate de Nero, care a dat foc la Roma și apoi, pentru faptul că era suspectat, s-a dus să dea niște pâine la flămânzi și la săraci ca să facă caritate, așa cum, bineînțeles, există miliardari care astăzi fac caritate și au filantropii înregistrate și dau pâine la oameni. Dragii mei prieteni, nu vă lăsați înșelați. Duplicitatea de caracter este cea mai puternică dovadă că există o artă a manipulării la ora actuală în societatea umană. Nero a dat foc la Roma ca să pună vina pe creștinii pe care îi ura, iar când romanii și-au dat seama că Nero însuși este artizanul acestui dezastru, Nero, ca să atragă atenția de la vina care se îndrepta către el însuși, încerca să-i convingă pe oameni dându-le câte o bucățică de pâine sau câte o haină mai nouă și să le spună, de fapt, eu nu sunt un tiran, eu, Nero, sunt salvatorul vostru. Astăzi, în secolul 21, îl avem și noi pe Nero, marele salvator care face acte de caritate, marele salvator care vrea să salveze lumea. Dragii mei prieteni, nu vă lăsați păcăliți de astfel de tehnici de manipulare, care de altfel sunt vechi și de demult. Dacă oamenii din această lume ar accepta să se întoarcă pe drumul vechi, pe cărarea prăpăstioasă și veche a Cuvântului lui Dumnezeu, a Scripturii, ei ar găsi salvare pentru ei. Din nefericire, o multitudine de oameni au ales minciuna. Iar Biblia spune, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire, să creadă o minciună. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să nu ne temem de astfel de umbre care sunt dincolo de cortină și în jocul acesta politic mizerabil, care astăzi se desfășoară fără voia noastră atunci când noi dormim, Domnul Hristos ne-a spus nu te teme, așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi făcut cunoscut. Tatăl nostru din ceruri care ne iubește pe noi toți, pe întreaga lume, inclusiv pe acești oameni care nu ne vor binele, spune să nu vă temeți, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Toată lumea ne vrea binele și observați, nu se face nimic pe ascuns, totul se face transparent în fața televizorului. Și totuși, Dumnezeu ne prezintă o altă realitate, o realitate ciudată, care este urâtă și detestată de oameni. O zi a răfuielii cu Dumnezeu va veni. Oamenii de pe pământul acesta vor da socoteală, crezând că sunt invincibili, se vor întâlni cu Dumnezeu și am toată convingerea că fiecare dintre noi vom fi responsabili înaintea Tatălui Ceresc. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Dumnezeu se ceartă cu națiunile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi. Cum? Dumnezeu
se ceartă cu națiunile. Dar cum sunt națiunile? Unite. United Nations. Într-o cauză globală, națiunile sunt în ceartă cu Dumnezeu. De ce or fi națiunile acestea atât de unite în ceartă cu Dumnezeu? Iar Dumnezeu acceptă provocarea și intră la judecată cu aceste națiuni unite. Națiunile unite vor sta în fața Tatălui Ceresc și în fața Domnului Iisus Hristos. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor, din națiune în națiune. Toate aceste națiuni care sunt unite împotriva mea, zice Domnul, vor avea să mă confrunte. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Aceasta, dragii mei prieteni, este furtuna perfectă. Este reîntoarcerea pe norii cerului a Domnului nostru Iisus Hristos, care va opri toată această mizerie, toată această crimă organizată de la un capăt al pământului până la cel capăt al pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși la un capăt al pământului până la celălalt capăt al pământului. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. Există o mare îngrijorare în lumea noastră creștină dacă Dumnezeu încă mai are credincioși, dacă Dumnezeu încă mai are oameni care să spună și să rostească cuvântul Său. Dragii mei prieteni, nu vă temeți. Dumnezeu are într-adevăr un popor pe care nu-l vede lumea astăzi și poate că data viitoare, când vom discuta despre subiectul omul și fiara, vom scoate în evidență mult mai multe aspecte a poporului Dumnezeu care este gata să stea pentru cuvântul Său cu prețul vieții sale. Până atunci aș dori să mă apropii de încheiere cu o declarație foarte interesantă pe care o face autoarea Ellen G. White, cel mai mare autor de carte din istoria lumii după Scriptură, cea mai tradusă autoare de carte după Biblie. În Africa păgână, în țările catolice ale Europei și în America de Sud, în China, în India, în insulele mării, în toate colțurile întunecate ale pământului, Dumnezeu are păstrat în rezervă un firmament de aleși care vor străluci încă în mijlocul întunericului, revelând în mod clar unei lumi apostate puterea transformatoare a ascultării de legea sa. Deci Dumnezeu are păstrată în rezervă un popor de aleși care vor lua poziție pentru cuvântul său în întunericul cel mai grotesc înainte de revenirea Domnului Hristos. Chiar acum ei apar în fiecare națiune, în fiecare popor, de orice limbă și în ceasul celei mai mari apostazii, apostazii globale, celei mai mari apostazii, când se depune eforturi supreme pentru a-i face pe toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească sub amenințarea cu moartea semnul loialității față de o zi falsă de odihnă, acești credincioși, fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, vor străluci ca niște lumini în întuneric. Știți, dragii mei prieteni, când s-a întâlnit David cu Goliat, Goliat reprezentând miliardarii și magnații acestei lumi, a existat un moment în care filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Păi nu spunea Domnul Hristos așa? Că cine nu va fi ca acest copilaș, nu va intra deloc în împărăția cerului sau nu va vedea împărăția cerului. Așa că noi învățăm din această luptă între David și Goliat. Chiar dacă Goliat al noii ordini mondiale râde de noi și nu vede decât în poporul Dumnezeu decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă, eu cred că așa ar trebui să arate toți oamenii care vor să meargă în cer. Filisteanul a zis lui David, ce sunt eu, câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerurilor și fiarelor câmpului. De fapt, Goliat face o declarație, o profeție
pe care o repetă Goliat secolului 21 în Apocalips capitolul 13. Această declarație nu este altceva decât furia fiarei din Apocalips 13, care ia dreptul la oameni de a vinde și de a cumpăra pentru a implica o lege omenească și a forța omenirea să se închine oricărei alte forme de autorități, dar nu lui Dumnezeu. David, și el face o declarație extrem de similară cu lui Goliat, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că există Dumnezeu în Israel. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie și nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă astăzi în mâinile noastre. Dragii mei prieteni, aici este un principiu fundamental al creștinilor, căci Dumnezeu nu mântuiește prin forță, nici prin sabie și nici prin suliță. Sunt convins că există foarte multe războaie religioase în care națiunile și oamenii sunt invitați în mod onorific de aceste deități ale dumnealor să lupte, să apere acel Dumnezeu sau dumnezeiași. Dar creștinii au un Dumnezeu care n-are nevoie de ajutorul brațului de carne. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru din ceruri, Fiul Său, Domnul Hristos, n-are nevoie de noi, de sulițile și de săbile noastre ca să-i apărăm credința, nu. Dumnezeu stă în picioare prin propria putere. De fapt, cuvântul spune că nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, spune Domnul Hristos. Iar în Matei, capitolul 26, versetul 52, Mântuitorul îi readuce aminte înflăcăratului Petru, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Domnul ne spune, veți fi urât de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Se anunță o toamnă și o iarnă teribilă. Sugerez celor care iubesc pe Domnul să facă pregătiri cât de cât pentru o iarnă grea. Și dacă această iarnă vă poate surprinde, protejați, ocrotiți de marele sanctuar al naturii creat de Dumnezeu, e mult mai bine decât de a fi surprinși într-un oraș aglomerat. Doresc să vă invit să avem un moment de rugăciune înainte de a ne despărți și de a vă urea o seară plăcută. Iubitul nostru, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru tot ce ai făcut pentru noi. Te iubim și vrem să rămânem ai tăi pentru veșnicie. Binecuvântează, iubite Tată, viața noastră, sufletul nostru și dă-ne putere și credință să fim ai tăi pentru veșnicie. Binecuvântează pe cei care sunt dincolo de camerele de la vederi, poporul acesta care ascultă cuvântul tău și care geme și tânjește în singurătate. Mă rog pentru fiecare ființă înlăcrimată care astăzi și-a plecat pe genunchiul înaintea ta și mă rog pentru vindecarea inimii și a sufletului. Tată, ajută-ne să ne trezim, să ne deschidem ochii și să vedem frumusețea caracterului Domnului Hristos și frumusețea caracterului tău. Îți mulțumim că în vremuri de strâmtorare ne-ai promis o crotire și ne-ai promis un cort. Îți mulțumim, te iubim și așteptăm ca să vii. Amin.